n-am dat palmă. Și de parcă două nu sunt destule, acum avem 16. Stați că mergem și pe topuri. Vreau să fac o premieră astăzi. Vreau să o inițiez pe... Stați că nu mai pot să respir. Vreau să o inițiez pe... Cum o cheamă? Ramona. Că am și uitat. Ramona, astăzi vreau să te duci tu împreună cu Diana să iei interviu. Ce zici de chestia asta? Ai depus două întrebări? Cui vrei tu? Sari, 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 sari. Ce întrebări vrei tu? Ce vrei să afli despre Kangoo Jams astăzi? Așa. Bună, bună. Hai m-am încadrat bine, stai să stau. Da, vino lângă noi. Se pune dacă pe tocuri? Da, trebuia și voi cu ghetele, da. Bine că ne solicită și ăsta. Un pic. Bine ați venit, avem deopotrivă și fete care predau, nu? Da, instructoare. Da, am venit cu instructoarele, stau lângă mine, uite. Ia din, să le aducem. Din România, Maria din Ploiești, Rita Rădăuț, Giurgiu Corina, Lucica din Slobozia și Mercurea Ciuc Ramona. Noi am venit să vă arătăm rezultatele și beneficiile programului meu Fat Burning, pe slăbire, pe ghete. Adică este un program la care dacă vii de 3 ori pe săptămână poți să slăbești 10 kg. Și azi fetele au venit cu clientele noastre care o să ne spună beneficiile și rezultatele lor de când vin la Kangoo, de la 20 de ani până la 60 de ani. Puteți slăbi pe ghete, ușor, pe muzică foarte distractivă, fără diete drastice, fără stres și într-o lună 10 kg. Deci hai să începem de la Ramona. Eu vreau aici, uite, am găsit Ingo pe cineva. M-ați nimerit. Da? Cum te numești? Oana și sunt din Giurgiu, sunt prietena Corinei. Am înțeles. De la ce kilograme am plecat și... Acum 6 luni aveam cu 30 de kilograme mai mult. Nu cred. Da. Am slăbit 10 kg destul de repede, după care următoarele 20 de kg sunt numai și numai datorită Kangoo Jams-ului, sau cum să-i zicem? Da, da. Programul lui Kangoo, da. Și mai ai de slăbit? Adică, aș mai vrea să dau 10 kg jos. Nu știu de unde, dar cel puțin să mă tonific. Cel puțin să mă tonific. Și ea e din Giurgiu. Cine e din Giurgiu? Două secunde, voiam să spun de Oana că ea are doi copilași și că după fiecare sarcină a pus 35 de kilograme, o știm dinainte de a rămâne însărcinată prima dată și a tot dat și a tot pus. Și a tot dat și a tot pus și a tot dat, că până la urmă vă arată foarte bine. Asta e important. Ce avem aici? Bună ziua! Bună, Ionela din Giurgiu. Ionela, tot din Giurgiu. Dar sunteți gașcă mare acolo, văd. Da, chiar foarte mare. Câte kilograme ați reușit să am plecat de la 110, am dat la un moment dat 28 de kilograme, după aia am mai crescut un pic și acum am ajuns la 88 și vreau să mai scad încă 10. Mamă, cât de tare! Ramona, tu... Diana, vreau să vorbesc eu. O vecină de orice, la Slovenia. Ia, da, așa. Lucica Bordei. Uite, vino, vino, vino. Și tot de acolo. Și voi, de la cât ați plecat? Eu cât ce trebuie să fac să ajung așa cu abdomenul ăsta minunat? Trebuie să sari, să sari cu noi. De 3 ori pe săptămână, cum a spus și Kinga. Și nu știu, dacă ești perseverentă și ai un stil de viață sănătos, cu echilibru, cu alimentație sănătoasă, rezultatele vin. Și perseverență. Și să-ți placă foarte tare. Important este, foarte important este nu doar să ai dorință, important este să ai și voință și perseverență. Și întotdeauna vreau să vă spun că voință și perseverență nu ai decât cu instructorul în spate. Dar mine, pe zi? Am trei ședințe. Da? Deci trei clase pe săptămână. Am slăbit de la 78 de kilograme, am ajuns la 63 de kilograme. Dar e foarte important să rezonezi cu instructorul. Uite ce mi-a fost. Ia să mă duc și la tiza mea, Ramona, vină mai aproape că te-ai dus prea departe. Ia zi tu. Eu sunt Ramona din Mercurea Ciuc, instructor. Eu de fapt de 11 ani Kangoo Jams, am început cu Kinga Șeveșen. 11 ani? Da. Mamă, 11 ani. Și de 6 ani sunt instructor Kangoo Jams. Și pe cine ai antrenat tu? Să vedem aici. Pe sora mea, Geamăna. Pe sora pe Gemene. Da, Gemene, mă numesc Mihaela. Mihaela și da. Tu de cât timp ai? De 5 ani de când practică și ea, aproape de când practică și ea, cu mici pauze, pentru că am o activitate foarte...
activă și am și o fetiță de 13 ani. Dar, dar sora ta cum este în antrenamente? E dură, e aprigă, fiind și instructorul severă, tău? Câteodată ne mai trage câte o privire și cu câte o mânghiere din asta de obraz. Mai rezistați puțin, da? Dacă câte o inimioară ne facem și deasupra capului, da, ne răspundem reciproc la... Da, trebuie da, să fie una mai mare cu câteva minute, nu? Da, 10 minute. Acolo, și se simte asta la antrenament, nu? De ce e așa solicitant ca în Good Jam să mai succede decât aerobicul, decât chestiile astea? Cel puțin eu nu simt. Mie chiar nu-mi place foarte mult. Da. Dar văd că este foarte eficient în a slăbi. Da, Aprile sunt foarte mari, se pornesc, se reglează hormonii, atât... Deci absolut câți hormoni sunt în corpul nostru, tot se pun în mișcare, atât hormonii fericirii, psihologic ne pune... Se simte după antrenament, se simte o stare de bine? Foarte, da. Foarte. Eu mai am o întrebare, dacă merg pe tocuri, se pune sau nu? Mult, că merg mult pe tocuri. Și mi-am plac tocurile. Da, și se pune? Că eu nu vreau să ajung să mă îngraș ca să nu se pune, doar cu ghete. Doar cu ghete, uite, ghete din astea de care am văzut, eu caut toate fetele aici, am piept. O să aveți și voi mai târziu. Voi ați vorbit, Rita. Rita de la Rădăuță a venit cu două cliente care ea deja a câștigat un concurs de slăbit. Da? E și bunică. Ia, Raela, mă numesc. Bunică de gemene. Să vă trăiască. Câte kilograme ați slăbit? 22, de la 112 la 90. Mamă, doamne, dar ce performanțe! Eu știi ce vreau? Vreau să și prezentăm un echipament, King, o să-mi spui din ce trebuie sau ce trebuie să avem atunci când ne pregătim să mergem la o ședință de Kangu Jams. Este foarte important ca să aveți ghete corespunzătoare pentru kilograme. Da. Vezi, am arcul din mijloc tăiat pentru că trebuie să-mi protejeze corpul împotriva lovirii. Ei, de exemplu, au altă gheată. Exact. Din ce, deci, dacă mergeți la o sală, vorbiți prima dată cu instructorul ca să vă regleze gheata pentru kilogramele respective. Eu nu aș putea să sar cu gheata ei pentru că o să-mi afecteze coloana și genunchii. Exact acolo unde trebuie să mă protejeze. Trebuie să aveți o șosetă lungă din bumbac care absorbe umezeala, bustieră strânsă ca să ne protejeze sânii. Așa. Este cel mai important să aveți partea de sus să fie cu mânecă, fără mânecă, pentru că transpirăm foarte mult. O să vedeți, după 2-3 minute deja ardem foarte multe calorii. Într-o oră chiar și 1000 de calorii. Chiar cât putem să facem Kangu Jams? Cât este indicat? De 3 ori pe săptămână? O oră? Da, exact. Și ați întrebat mai înainte de ce e diferit de antrenamentele de aerobic, pentru că avem 4 kg în picioare. Deci eu fac oră cu 4 kg în picioare. Deci alea fac 4 kg. Exact. Mm-hmm. Lucrează mult mai repede musculatura, avem o poziție corectă în care trebuie să ții echilibru din abdomen. Din cauza asta lucrează foarte repede și avem rezultate foarte frumoase, foarte ușor rapide. Și rapide. Avem Rita, concurentă într-un concurs de slăbire, doar 5 săptămâni de când a început să sară și are 15 kg slăbite. În 5 săptămâni 16 kg. Da. 15 kg. Bravo! Și este abia un start. Eu vreau să știu care a fost motivația pentru care v-ați apucat. Care a fost momentul ăla în care a zis, mă duc la Kangu Jams, vreau să slăbesc. Nu mai găseam de îmbrăcat. Nu mi se potriveau rochii, pantalonii, vreau și eu blugi. Să ajung să mă îmbrac în blugi. Și acum gata? Nu gata. Nu? Câte mai vreți? 15, dacă... Încă 15? Până de Crăciun. Și reușim până de Crăciun, Ghima? Da, Rita este dintre instructorii care a câștigat deja concursul de slăbit. Ai avut odată 30 de kilograme în 3 luni. 29, odată aproape 30 de kilograme în 3 luni, da. Dar toate astea nu trebuie susținute și de o dietă? Adică absolut, trebuie... nu e vorba de dietă, este vorba de alimentație sănătoasă, alimentație corectă, eliminăm alimentele care ne fac rău, indiferent dacă vrem să slăbim sau nu. Deci, din start, trăim sănătos. Încercăm să mâncăm... Ce eliminăm? Eliminăm cei 3A, zahăr, sare și făină albă. Așa. Și mâncăm mâncare cât mai naturală, pe cât posibil. Multe fructe, salate... carne de calitate, ouă. Încercăm proteină să foarte căutăm. Multă, nu? Sigur, nu trebuie să exagerăm, exact cât avem nevoie. Echilibru. Și cel mai important este să fim constante în ceea ce facem, echilibrate. Nu azi 3000 de calorii și mâine 200, pentru că organismul nostru nu este atât de
atât de prostus cum îl credem noi. Ați auzit, da? Și într-o zi nu va mai ceda dietelor sau diferitelor programe, planuri alimentare. Zice bine cum zice, eu știi ce vreau să știu, Kingo? Da. Eu prima oară de Kangoo Jams am auzit la tine. De unde vine el ca și sport? Kangoo Jams a fost inventat pentru reabilitare de un doctor canadian în 93 și de atunci am început să facem exerciții de aerobic pe ele. Avem mai multe programe pentru bărbați, pentru copii, dar programul meu e special pentru slăbire, e ușor de urmărit, din cauza asta v-am spus, invităm pe toată lumea peste tot în țară, avem sălile unde instructorii se ocupă de acest program. După care am început acum să alergăm și în aer liber. Alergați tot pe... Exact. Deci, se poate alerga pe asta? Chiar este recomandat să alergi cu ghetele, pentru că protejează coloana, protejează articulațiile. Ia să-mi iau și eu niște ghete din ăsta, măi, se mari, bă, malumării, da? Nisip? Minunat. Foarte minunat. Tare, mi se pare interesant. E mai solicitant pe nisip, sigur, da. Sigur că da.